Bună dimineața, prieteni! Suntem într-o zi superbă de octombrie, dimineața destul de devreme la Cluj, în Parcul Mare, unde ni se desfășoară în fața ochilor toate culorile toamnei. Ne bucurăm tare mult de această priveliște și, sincer, și de miros. Mirosul toamnei. Așa puțin umed, cu puțin pământiu, umed de mușchi și frunze, umede după ploaie, brumă, după noapte, iarbă umedă. Da, e foarte fain. Și am vrut să împărtășim acest sentiment cu voi. De prospețime. E o dimineață foarte liniștită și... Da, se aude și un avion. E chiar mișto. Merită să ieșiți azi din casă, fiind și weekend, fiind și sâmbătă, să vă acordați un moment de relaxare. După o săptămână probabil istovitoare, tocmai acum că a început și vacanța copiilor. Îmi imaginez că dacă în parc e așa frumos, la pădure e și mai și. Așa că luați ce, ce aveți pe lângă voi, drag, cățel, purcel, copii, soț, soție și ieșiți în natură azi să vă reconectați un pic și să vă deconectați de restul. Vă doresc o zi cu cât mai multă pace și liniște.